noi avem cadare, vrem să facem astăzi o minune? Nu, evident că nu, minune nu putem să facem. Și să evit, vreau să evit cuvântul, o să încercăm. Noi nu o să încercăm, noi doar să dăm, o să deschidem alte posibilități și o să încercăm să... Nu, nu o să încercăm, evităm. O să deschidem posibilitățile de a fi investitor. Da? Iată cum gândesc de regulă investitori. Pentru că noi toți suntem trader, noi deja știm ce se poate de făcut pe piață, cum se poate de făcut pe piață, posibilitățile ca trader știm, dar ca investitor mai foarte puțin acordăm timp. De aceea, pregătindu-ne de acest masterclass, chiar ne gândeam ce se poate fi oferit celor care nu au posibilitatea ziua întreagă să fie 24 din 24 pe piață, să tranzacționeze pe impuls, strădui să prindă cea mai mică corecție, fiecare mișcare, fiindcă noi cine tranzacționează după combinație de lunări în genere, strădui să ia tot din piață, chiar și umbra. Asta nu este corect. Poate cineva nu are timp, da? Este încadrat în alte proiecte, are afaceri, are nu știu mai ce. Oamenii sunt diferiți și o să ne gândim și pentru această categorie de persoane care deschis tranzacția, ai uitat, cum eu mai iubesc să spun că te-ai culcat pe urechi, te-ai trezit peste jumătate de an, un an, doi ani și te mulțumești de profit. Și atunci noi astăzi o să vorbim mai mult din punct de vedere a vieții, gândindu-ne și privind prin prisma unui investitor. Bun, cum cunoașteți voi despre tema masterclass-ului, o să vorbim despre cele mai mari burse din întreaga lume. Cunoașteți care sunt ele sau nu? În genere, burse sunt mai multe. Nouă cu informația respectivă o să ne facă cunoștințe mai în detalii domnul Mihai. Noi astăzi o să vorbim despre cele mai mari burse din întreaga lume, și anume Nasdaq și NYSE. Da? Cunoașteți? New York Stock Exchange. Da? Și o să vorbim despre posibilități. Bun, o să fie destul de interesant. Eu mai întâi de toate o să dăm cuvântul lui domnul Mihai. O să vorbească despre istoria, apariția, evoluția, cum în genere de la început oamenii făceau profit. O să fie destul de interesant și după care deja o să discutăm și despre planuri de afaceri. Pe ce ați tranzacționat? Haideți că între timp să conectează calculatorul. Noi o să discutăm ca trader, că noi foarte tare știm că vouă vă place domeniul. Sau nu vă place? Cui place domeniul, da? Sărbici mâna sus. Dacă nu-i place, pățesc în sală. Nu ce, degeaba facem masterclass-uri, lecții, pregătiri, cunoștințe, dar oferim, dar dăm. Unde în altă parte să mai oferă atâtea cunoștințe, cât se poate de luat de aici. Și plus la aceasta, voi nu doar cunoștință aveți, dar voi știți în baza cunoștințelor cum să faceți bani. Nu? Ce se întâmplă? Care e prețul la Bitcoin? 35. Și real că azi este o dimineață, 41, te uiți peste vreo 3-4 ore, el deja e 37, 35, 30. Și bun, ce preconizați să faceți mai departe? Să-l vindeți sau să primiți moment mai de jos în bani? Bani. Poftim? Nu se știe pe despre vicii deja. Aha, dar știți din ce cauză scai? Da, 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 poți să mă uitați la chinez, îmi închis lagunile acestea, știu ce. Ok. Bun, haideți, domnule. Ok, deci haideți să începem, dacă o să vorbim tot astăzi despre domeniul, găsiți de orice ceea ce este legat de investiții, cum se evoluează în acest domeniu și, în general, acțiuni, despre acțiuni o să vorbim, încât de mici, ce ne-am dorit în cea mai mult? Să facem bani. No, când ești mică, doresc să crești mare. Și după îți faci bani, corect? Dacă îți vorbim de perioada de tineri mici, mai ales eu personal știu, când îmi doream să cresc mare, adică să devin ceva și să cresc mare. Numai asta era prima idee, dar nu era ideea de a face bani. După asta, în timp, apare ideea de a face bani. Dar să apare ideea de mică, de tine trader sau investitor, în general nu există la nimeni. Nu o rămâne faptul că la 14 ani investit, dar deja acolo au fost influențat de împrejurime, adică de persoane, de populație, pentru că la noi, la 14 ani, nu cred că vorbim despre investiții și cum să dezvolți afacerea. Investiția asta e un domeniu, unul dintre domenii care se aduc cel mai mare profituri, deci mai este domeniul IT, domeniul bancar. Și dacă vorbim de domeniul investiții, aici poți să pleci profituri în timp. Dar aceste profituri, dacă se uităm pe slide, avem investiția, ar trebui să semene mai mult ca a privi vopseaua cum se usucă sau a privi iarba cum crește. Dacă vrei emoții, ia $100 și du-te în Las Vegas. Ce înțelegeți voi prin asta?
Ok. Deci uitați-vă. Dacă plantează o un bulb de la neac, pentru că vorbim despre valerii cotonari, trebuie cât un an de zile ca să vezi această floare, sau 2 ani, în dependență. Cum, dacă plantezi un parc și vrei să fii fata omului sau ceva, se plimbă, ar trebui câțiva ani până ce bucur de aceste evenimente. Dacă vrei să faci oricare activitate, trebuie să aștepți o anumită perioadă de timp până ce vezi roadele. Nu, dacă a fost primăvară, vrei următoarea primăvară, următoarea înflorirea naturii, trebuie să aștepți un sezon întreg. Așa și investiția, aici trebuie o perioadă mai lungă de timp pentru a stabili profitul. Deoarece tot în lumea asta e încercuit. Merg acum, ce se întâmplă cu criptovalutele? Dar de ce cad? După asta să crească. Da, dar de ce cad? De ce principiul ăsta? De bule. Bule, ați auzit? Bule speculative. Bule. Deci, în economia se întâmplă ca un balon. Deci, uitați-vă, asta ce înseamnă? A fost, să vorbim și chiar stai în anul 1987, 19 octombrie, au fost lunea neagră, în anul 1989-1933, Mare Depresiune. Ce se întâmplă? Nu, în prima acolo a fost foarte mult producție pe piață și când e multă producție, când oferta e mare, ce se întâmplă? Se devalorizează produsul și se cade, e această cădere. Cum funcționează aceste bune? Anumite instrumente financiare costă mult mai mult decât valoarea lor ca atare. Deci ele sunt influențate mai mult de către masă, de populație. Acum ce s-au întâmplat? Toți, unii n-au auzit criptovalute. Deci eu dacă întreb în sala asta câți aveți conturi pe diferite de astea platforme de criptovalute, majoritatea de țineți criptovalute sau aveți bani investiți în criptovalute. Cine investește în criptovalute? Și ceilalți ce se rușinează? Să zic da, să zic, știți cum v-am încălzit? Uitați, vă spun un banc refijor și mergem mai departe. Cum ce a spus domnul Mihai, se duce unul la medic și a zis, medicul tot îl verificam. Dureri de gât ai, anghină ai, galbenele, nu știu mai ce. Și el zic, să zic am, a zic dășnii. Să zic că n-am, a spus că sărac. Zic că am de toate, dar puțin pe nuba pentru mine. Așa și voi. Să zic că am mai mult, a zic că da dășnii. Să zic că n-am, a zic sărac. Am așa o leagă pentru mine. Nu vă rușinați niciodată, spuneți, de investițiile pe care le aveți. Rușinați, ce-mi scuze. Și acum, dacă vorbim de investiții, deci investițiile asta e domeniu, dacă vorbim de investiții, este un domeniu care te ajută să faci profitul în timp. Și aici vorbesc chiar că trebuie să ai răbdare. Pentru că, dacă se desenăm, cam așa merge un grafic, voi deja să zup, noi ca trebuie ce facem, facem tendință și prindem o mișcare de aici, prindem o mișcare de aici, prindem mișcarea asta, asta vorbim ca și patru, numai tranzacții sunt corecți, corect. Și aici iarăși prins mișcare, mișcare și mișcare. Deci, când ești atent, îți trebuie să prins fiecare mișcare pe piață, de asta aș face mai mult profit, mai ai lărgie, adică unul la o anumită scară, unul la 100 în dependență, și e ca faci așa profitul. Când ești ca investitor, dacă să vorbim investitor, ai punctul de aici, unde ai deschis tranzacția, și punctul de aici, unde ai închis 800 ani de zile. Și prins doar bucata aceasta, e clar? Când vorbim de trading, dacă întinzi această funie sau ață, cum doriți voi, îți primești o distanță mult mai multă, deci mult mai mare, deci un profit mult mai... un profit mult mai mare, un volum mai mare. De asta se zice că în tranzacționat, în investiții trebuie să aștepți. Din ce cauză? Pentru că să nu fii influențat de toate aceste mișcări, pentru că dacă ai să închizi tranzacțiile aici, o să te panichezi și o să închizi, o să ai un profit foarte mic. Cred că trebuie să ne prinzi două mișcări, dacă ai să ne prinzi mai distanța asta. De asta trebuie să aștepți. Și dacă vrei emoții, e 800 dolari, e 800 dolari puțin. Asta a spus Paul Samuelson. Ok, 800 dolari asta e puțin ca să duce la Vegas. Numai bilete e mult mai mult. Și dacă acolo de ce e la Vegas? Casino? Da, casino. Adică dacă vrei emoții tari, pentru că ce eu zis. Cel mai bun investiții sunt plictisitoare, corect? Deci îți aduc profituri, e ceva constant. Când e ceva constant, omul ce caută. Asta din interior, din psihologie ce caută. Adrenalină, ceva nou. Emoții tari. Dar emoții tari nu trebuie să implice în domeniul unde, adică dacă se educați emoții tari, nu trebuie să implice riscul. Emoții tari poți să duci să sari cu parașuta, să faci alte lucruri care sunt emoții tari. Ce-o scuze. Dumneavoastră, din cât eu înțeleg, nu sunteți de acord cu cele mai bune investiții sunt plictisitoare. Sau sunteți de acord? Eu când eram începătoare, managerul meu permanent spunea, care să-ți găsești strategia ta, care ți-o să aduc profit constant. Doar tu să plictisești pe asta. Și eu stăteam ca începătoare și mă gândesc,
E cum poți să aturi după unul și același instrument să faci profit? E ca cum? E ca dacă tu ai un lucru și pe spune la noi oamenii sunt gata să lucreze, nu știu, 15 ani, 20 de ani lucrează într-o companie oarecare, ei nu se plictisesc. Dar eu dacă o să am o strategie bună care mie o să-mi aducă profit, eu o să mă plictisesc pe astăzi. Nu, că n-am să fie așa, numai să-mi găsesc strategie. O trecut timp, am început să tranzacționez filial. O trecut 2 luni de zile. Am găsit strategia mea, făceam profit, tot era ok. Și manager avea dreptate, ne trebuie de căutăm, permanent ceva căutăm. Sau cunoștință, sau să mărim volumul, și ceva oricum ne trebuie. Și evident că eu am dat-o și eu peste asta, m-am plictisit. Și evident că cu volum cu mult mai mare. Și iarăși, prima perioadă am tranzacționat cu un volum micuț, după care cu un volum mediu, dar pe urmă tot practic. Fiindcă oamenii se plictisesc. Și într-adevăr au nevoie de ceva mai mult. Noi nu suntem gata să lucrăm. Sau dacă vedem că se primește de făcut profitul care noi ne l-am pus, asta nu ne se pare ca ceva normal. Trebuie ceva mai mult. Păi stai, tu nu ești adaptat după tot. Urmați ce răspise. Așa, deci ai clar situația cu adrenalina. Dacă vreți adrenalină, evităm, în domeniul ăsta nu e adrenalină, dar pentru a face profitul. Adrenalina o obții cu banii din domeniul ăsta. Dar duci și îți cauți anumite activități care îți provoacă adrenalină și te dezvolți. Dar, dacă vorbim de investiții, nu, vorbim de parte de investiții, vorbim de acțiuni, atunci trebuie stabilitate. Deci trebuie să, da, eu înțeleg, multe trebuie să ieși din zona de confort ca să te dezvolți, dar să ieși din zona de confort cu un risc bine calculat. Asta e ce am vrut să explic. Deci, cazinoul este real domeniu. Și cine a fost acest Paul Samuelson? Deci, a fost un economist, a fost, corect m-a exprimat, el a luat premiul Nobel în economie. Deci, omul a fost trecut prin toate etapele, a avut și crize prin cariera lui și adică a înțeles ce înseamnă cu adevărat acțiuni și, în general, economie. Așa, și acum dacă o să vorbim despre bursa de valori, dacă spunem că acum situația sunt 3, un anumit număr, de exemplu, merg și întrebe 100 de oameni până în bancă să facă un chestionar, ca cum face teste la statistică, anumit șablane. Deci, ca să poți vedea părerea unui populație, te dea un anumit eșantion de oameni, de diferite vârste, de diferite idei, diferite studii și tot așa, și diferite profesii, întrebi fiecare și vezi ce se întâmplă într-o final, rezultat, corect. Și dacă spunem că acum să facă o cercetare pe stradă și să întreb despre bursa de valori, deci eu cred că mare parte din Republica Moldova să zic că bursa de valoare este ceva nou, ce legat de investiții, pentru că acum o lasă noi cu avânt acest domeniu. Și o să zic că mare medie, cam cred o să zic, 100 de ani, de când au apărut. Dar ca tare, bursa de valoare a apărut cu 400 de ani în urmă, ca tare primele acțiuni, cum cumplașteți la ce companie au fost primele acțiuni fizice. Simt, idei? Cam în ce țară? Olanda, da. Deci, în Olanda, în 1602, au apărut primele acțiuni fizice, deci erau pe hârtie, frumos erau oameni proprietari acționari, care deținau acțiuni, primeau așa și ideea cele dividende. Deci, erau o companie internațională, cunoaștem cât de mult ce Imperiul Olandez și aveau colonii, foarte mult colonii avea și în India. De acolo făceau transportul, deci mătase, ceai și multe alte mirodenii, pentru că asta era specificul Indiei. Și era o firmă de transport, care a rămas o firmă de transport foarte dezvoltată și deja a rămas numai să facă profituri, nu știu import și export, dar a ajuns numai să facă profituri pentru că dacă deplasau o anumită cantitate de marfă, primea profituri numai din marfa transportată, asta ce zic. Și atunci am apărut prima dată ce înseamnă acțiunile. Și dacă vorbim aici, ideea pieței bursiere a început în Olanda 1602. Compania olandeză din India de Est a început să emită acțiuni pe hârtie. Acționarii ar putea vinde și cumpăra aceste acțiuni pe hârtie. Acest lucru a dus la crearea cele mai vechi burse de valori din Amsterdam, adică Euronext, dacă ați auzit în ziua de astăzi, după aceea au fost cumpărate de NYSE, de New York Stock Exchange. Așa. Mai departe, să vedem.
Așa, și dacă vorbim tot de Nisa, că a fost cumpărată, era despre New York Stock Exchange. New York Stock Exchange este cea mai mică bursă din statele americane, adică ea este a doua, după dimensiune de lume. Cine a început-o pe ea? Nasdaq. Nasdaq are 30 ceva de trilioane de capitalizare, bursa New York Stock Exchange are 25. Nasdaq este cea mai mare, i-a cumpărat ca Atari, prima bursă de valori, a apărut în Philadelphia. Bursa de valori din Philadelphia. Dar ea după asta a fost cumpărată de Nasdaq. Uitați-vă care e principiul, cum înghit companiile mari peste mici. De exemplu, prestează o companie, spre spune, hai dorim despre bazare. Cred că mai departe cunosc acest principiu. Vinzi, nu știu, roșii. Vinzi cu 10 lei, vinde cu 10 lei. Tu dacă ai un capital mare, ce faci? Vinzi cu 5 lei, vinde cu 5 lei. Vinde cu 2 lei, vinde cu 2 lei. O cumpăra toată marfa de aici și o ridica prețul înapoi. Deci așa pune monopolul. Și aici e simplu. Bursa de valori, frumos, o cumpărat-o și deja bursă-ți. Poftim? După aia ridica prețul. Nu ridica prețul, bursa de valori. Adică am spus în general principiul. Cum înghițit bursa de valori. Așa. New York Stock Exchange. Ce are? Cifra de capitalizare de 25 trilioane. Sub gestiunea sa sunt 2764 de companii. Și dacă vorbim informație, cam asta este fondată în 1795. Ce e cel mai important? Deja companiile se discutăm de urmă. Ca tare, pe noi, dacă vorbim din punct de vedere investitorul, e cald aici. Eu. Deci, dacă vorbim din punct de vedere a investițiilor, pe noi nu interesează ca tare când au apărut bursa de valori, cât firme are, cât companie are sub ea, pe noi cel mai mult interesează cum trebuie să investim banii și în ce companii trebuie să investim banii și care sunt principiile când alegem în companii de investit. Așa, mai departe, despre Nasdaq. Dacă vorbim despre cea mai mare bursă de valori din lume, știți că această bursă de valori a fost un grup de hackeri care au reușit să o străbată, adică să o exploateze vulnerabilitățile sistemului. Nu, dacă am terminat în domeniul cel legat de domeniul IT, întotdeauna a fost curios de toate atacurile astea cibernetice care au fost făcute și din câte știu eu ce, unii din cei mai buni sunt ruși. Și o găsesc și funcționabil la bursa de valori mai la oricum. Tot ce a fost din punct de vedere a persoanelor care au anumite... Adică nu a fost, nu s-a suferit persoane. Tot s-a restabilit la loc, tot a fost ok. Pur și simplu, toate bursele astea de valoare au un grad de securitate foarte înalt, la nivel național. Acolo sunt mai multe, ca cum a fost zidurile Constantinopolului, trei rânduri de ziduri, așa aici, mai multe sisteme de securitate. Și ca să străbați, să faci probleme, îți trebuie foarte multă experiență. Aici nu s-a primit, nu au fost ca o faptă. Știți cum un persoană din domeniul IT, ca să... care ajungă la un nivel foarte înalt pentru a-și testa fierile, încearcă diferite lucruri acestea. NASA, deci ceva la nivel de top. Pentru că știți că chiar dacă reușesc asta, după asta sunt foarte mulți firmele de stat și lucrează. Ok, asta nu ne aprofundăm. De la Nasdaq ce ne trebuie cel mai mult? Ne trebuie să știm că au 3200 de companii sub ei. Ne trebuie să știm despre indicii care sunt la Nasdaq. Deci avem Nasdaq 100, ce reprezintă la 100 de companii din domeniul IT, din Statele Unite. Dacă vorbim de Nasdaq Biotechnology Index, aici sunt companiile care au înclinație spre domeniul bio și energie. Și Nasdaq Composit, asta ce reprezintă? Toate companiile care sunt la bursa de valori Nasdaq. Deci este un indice, se calculează cam ca la S&P. Este o formulă, are o pondere pe piață ca să nu influențeze... Ok, ca să fiu mai explicit. Sunt toate companiile din Nasdaq, 3200, se face o medie plus Dow Jones-ul și S&P 500. Și cum se face această medie? Deci, media asta este o greutate. Deci, dacă se adună toate și se împartă un anumit număr, numărul ăsta este selectat. Din ce cauză? Pentru că presupunem că sunt 5 companii mari și fac contracte între ele, corect? Și vor să facă anumite acțiuni pe piață. Dacă ar fi pur și simplu o medie, ar putea să influențeze piața. Exemplu, zic eu, bai, dumneavoastră bai și câțiva bai, companii foarte mari și influențează sau scadă acțiune sau lipesc și ar putea să manipuleze piața. Dar voi știți că este așa o asociație SEC,
dacă ați auzit. Ok, dar cum o să știți, o să știți acasă, că eu nu știți despre organizația internațională care a apărut după Marea Depresiune și are ca scop să împiedice manipularea vieții. Deci, sunt persoane care încearcă să manipuleze viața. Cum a fost Elon Musk? Poate el nu a avut intenția asta, dar o manipulă viața. Și când face așa ceva, pentru asta primeți amenzi. Știți amenzi pe care o primit-o. 60 milioane de dolari. Deci, aici orice tentativă de a manipula viața, ești penalizat. Nu așa, nu oricum, încă nu avem puterea de manipulare. Ce așa am mirată? Să acționăm cu zărăul, nu mai nici aș fi crezut că și cineva poate să-l amendeze. Să amendeze? Da. Ok, dar nu e 60 milioane, s-a părut mult. Nu, dar de o la capitalului care îi deține Elon Musk, adică nu chiar așa dureros, este 60 milioane. Dar impactul care a făcut pe piața asta e foarte dureros. Pentru că vă dați seama zilnic ce volum de bani se tranzacționează la nivel global. 7-9 trilioane. Sau capitalizarea criptovalutelor cât de mare. Și dacă influențează asta, aici îți pierd, adică pierd câștiguri. Adică manipulează. Și ca pentru asta se penalizează. Pentru că sunt. Ok, noi cu 0,1, cu 0,5, cu 1, cu 2, cu 100, cu 1000, nu îi plățesc piața. Fără vorba de sute de mii de ori. A scos manipulat. Asta este. Așa, mai departe. Există mai mult de 60 de burse de valori în lume. Deci, noi am vorbit mai despre Nasdaq și Nice. Aici, două cele mai importante cele mai multe. Dacă tare, în lume sunt foarte multe burse de valori, sunt peste 60. Și acum îți vorbim numai despre, spun despre câteva. Deci, după bursa de valori Nasdaq și Nice, sunt încă burse foarte interesante, cum ar fi bursa din Hong Kong, din Shanghai, bursa din Japonia, una dintre bursele, bursa din Elveția, este locul 13 în lume. Cu toate că o țară așa de mică, dar bursa de valori din Elveția este foarte puternică. Și una dintre cele mai mici burse de valori care e așa ca o curiozitate pentru cultură generală, dacă ați auzit bursa de valori din Seychelles. Ca să înțelegeți, această bursă are 4 acțiuni cotate, 4 acțiuni, iar cifra de capitalizare este de 100 de milioane. Deci, la ea, dacă te duci acolo, ți-ai scris, eu vreau acțiune asta, 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 și gata, spate, dar cifra de capitalizare de 100 de milioane. Deci, acolo sunt investiții destul de mari. Și să nu s-a aproape pus asta de valori. Chiar în țară se ieșelesc, dar ea se află 1300 km de la Africa, undeva mai sus de Madagascar, în insule Maldive, ceva de genul. Deci, oceanul de an. Sfieți într-o la Maldive, de ce nu investiți la fizic, noi am șos să discutăm și reuntați. Și deja aici, dacă mai prindeți ceva informații de pe, de pe slide-uri, dacă aveți ceva încanteți, puteți întreba. De-aia cam eu sper să-i clarific-o. Dar putem să mergem mai departe. 70% piața prosperă crește în orice an. Uitați-vă. Hai să acum începem, că analizăm trecutul și atelim viitorul, noi nu umblăm aici cu... Da, dacă să zici să vorbim de istoric, ca atare noi nu ne trebuie. Ne trebuie trecutul ca să prezicem viitorul, dar sărim și de etapă, sărim și prezent. Deci, cea mai bună analiză asta, să analizezi prezentul pentru a face profituri în viitor. Și dacă vorbim în mod 70%, eu înțeleg că trecutul nu trebuie să-l analizăm, dar ca atare 100 de ani de zile, la rând, piața de capital a fost în creștere. Noi vorbim acum de ultimele 100 de ani, că dacă să mergem mai departe, oricum tot a fost în creștere. De ce zic asta? Pentru că uitați-vă, ea ca dumneavoastră v-a deschis o afacere. Păreți? Presupunem că orice afacere vrei. Păi care e scopul deschis această afacere? Să aibă profit. Să aibă profit. Deci, îți văd, unii cu gând când îți deschizi o afacere, oricum, majoritatea factorilor care apar pe urmă, tu după asta te dezvolți, deci te adaptezi la mediul în care te-ai în care ai deschis afacerea. Dar primul gând care îți vine, ce profitabilitate o să aducă și de ce riscuri ești, de ce riscuri ai putea să fie afectat. Dar când gândești la profitabilitate, într-o perioadă lungă de timp, tu te dezvolți.
și tot ați vrea să-i scoți. Apare o filială, apare două, filială, apare o trei, filială, patra. După asta ai pus monopol pe țară, după asta ai pus monopol pe anumite zone, după asta ai pus monopol la nivel global. Să presupunem că așa te dezvoltă. Părere. Păi tu, dacă să începi, de exemplu, ai să listezi compania ta la bursă și normal că într-o perioadă de timp, la tine acțiune tot o să crească, o să crească, o să crească. Și normal că o să te orientezi pe piața de capital, pe bani, mai ales companiile mari care deja o perioadă de timp sunt pe piață și mai ales dețin monopol, care îți urmează pe urmă, Google, Amazon, Fiverr, în general, companiei McDonald's, unde nu vezi McDonald's acum. Și am vorbit nu odată și la mai pe plasă, cu McDonald's nu se ține atât. Valoarea lui nu e așa de mare raportată pentru că face burgere și tot asta. Da, asta e baza. Dar o mare parte el deține din ce cauză? Și imobiliare. Locurile pe care le are la el, dar să zice volumea. Și de asta întotdeauna, le-ați vorbim despre S&P și Dow Jones. Ei întotdeauna au fost utopiști. Orice credere care au fost, ele întotdeauna au străbătut noi maxime și peste. Și atunci o să vă arăt în companiile Caterpillar, McDonald's, Coca-Cola, Disney și tot așa mai departe, HP și tot așa. Deci majoritatea companiile întotdeauna cresc, mai ales în domeniul medic, toate că acum au încălzit astăzi, de exemplu, piața de capital, astăzi s-a deschis, toată piața de capital s-a deschis în gap în sau. Și gap-ul în sau asta ce te ajută? Gândurile de picioare față de piață de capital însă, ele se acoperă. Deci, de asta trebuie să orientezi la tranzacții de bani. Când în țara asta, ce înseamnă? Trebuie să orientezi să cumperi la prețuri mai mici. Asta e simplu, piața de capital. Piața de capital nu trebuie să te arunci. Acolo trebuie să te mișcări de cât mai de jos. Și cât ai intrare mai bun, cu atât mai mult profit faci. Așa. Octombrie este, uitați-vă, cunosc multe chestii astea, cu curiozități, dar ca atare, noi de ce învățăm istoria în general? Pentru că lucrurile se repetă. Da, istoria se repetă, am învățat la analiza în care? Analiza tehnică. Deci, istoria se repetă. Ea se repetă, dar se repetă nu aceleași evenimente. Deci, piața este, după asta, este influențată deja de alte evenimente, dar are același efect pe piață. Deci a fost criza că a fost producția prea scumpă, prea multă producție, da? După asta a fost criza din altceva. Dar efectul pe piață a fost același. Deci, acțiunile tale pe piață, tot ce ai făcut e orientat. Ori te-ai orientat la sală pe criza, ori de jos ai cumpărat mai mult, da? Cum ce fac când se prezice o criză, eram în România cu vreo 2 ani jumate în urmă, mergeam la webinarii, dacă ați auzit, Lorenzo Adresas, Cristian Onețiu, din top forță în lume. Ei vorbeau un videoclip, vorbeau despre marea criză de acum și vorbeau, așa ziceau, uitați-vă, criza vine, puneți bani deoparte, pentru că în criză să aveți bani cash. Deci banii cash, în criză ce faci? Îi investești și îi crești. Dar, ce-ți mai întâmplă? Deci, dacă să stai cu banii cash și să aștepți 2 ani de zile, de exemplu, de atunci când ce-ți vrea în criza, tu în timp de 2 ani de zile pe piața de capital pierzi foarte multe intrări pe piață. Acum vorbim de trading. Pentru că tu deschizi pe poziții scurte și deci aici pierzi foarte multe intrări. Deci ai putea să-ți crești depozitul mult mai mult în această perioadă ca să poți intra deja pe instrumente care îți permit mult mai multe lucruri. Și dacă vorbim de octombrie, este cea mai volatilă lună, ca atare este de octombrie effect, efectul de octombrie. Oamenii cred că, în general, efectul de octombrie, asta e o problemă. Deci ei cred, nu știu dacă ați auzit, efectul de octombrie, este luna în care se zice că piața este cea mai puțin volatilă. Și din ce cauză? Pentru că în anul 1929 și 1987, cum am spus, lunile neagre și multe alte evenimente care s-au întâmplat, adică crize destul de serioase, s-au întâmplat amar în octombrie și oamenii cred că atunci amar e o volatilitate foarte scăzută. Și acest efect deja aici se implică care factor psihologic. Deci oamenii au început să evite investițiile și tot ce e legat de domeniul investițiilor în această lună, dar ca atare, deja în timp, acest lucru s-a neutralizat. Deci deja gata, oamenii s-au acomodat cu acest subiect pentru că au văzut că ca atare, în luna octombrie, dacă se face o statistică, cel mai multe trenduri descendente se finalizează și se încep cel mai multe trenduri ascendente. Și adică, acum s-a demonstrat statistic că luna octombrie nu este cea mai puțin volatilă, dar e cea mai mult volatilă. Adică are o volatilitate înaltă. Ați văzut asta. Ok, știți deja. Vă arătați, acum stați așa, întrebați-vă la octombrie.
Ok. Așa, cu o zi după crash-ul bursei în 1987, ce-am vorbit? Hackers de Doug Johnson, care obicei într-o creștere continuă. Și aici crash-ul bursei, o cădere pe piață de 508 puncte. Să nu uităm că valoarea dolarului de atunci până la dolarul de acum e puțin diferită. Da? Nu. Iar raportul e același, dar posibilitățile care se oferea atunci și acum, vă spun multe lucruri. Și cunoaște Doug Johnson. Deschide cineva tranzacție pe Doug Johnson? Dar știți care este marja la Dow Jones, care este profitabilitatea unui punct pe piață? Deci la Dow Jones marja este de 48 de dolari, care deschid tranzacții cu un lot, iar valoarea unui punct pe piață este de 100 dolari. Și vă se pare că 48.000 marja, dar e mare, dar aici vorbim în contul VIP, nu contul de 100.000, dar vorbim în contul de milioane. Și acum dacă deschid tranzacția cu un lot, deci marja asta că acum ar fi la răspire, nici nu o simți cum trece. Nu, deja acolo sunt lucrurile spre care tinde. Deci nu trebuie să ne punem bariere, deja acolo e un alt punct de vedere. Acum am jucat Champions League, simt. Sau Super Cup, acum a fost acum Super League, nu Super Cup, da. Așa, mai departe. Septembrie este cea mai proastă lună. Așa. Și la octombrie, la septembrie, slavă, să ajungem. Adică luăm câte de bani și facem analize. Dacă și asta așteptăm luna când tranzacționăm. Dacă nu uităm după toate analizele astea cum sunt, că luna asta și mai puțin valutină, aceea nu-i bună, asta nu are chef, în aceea planet nu s-a generat din linie. Și dacă uităm așa, pe fiecare trebuie să tranzacționăm pe 29 februarie, în an în care nu se vede. Deci, în septembrie, care e situația cu ea? Aici așa apar acestea idei psihologice, care tot influențează. Vă știți că piața, e ca să vă uitați piața de capital. August a fost în vacanță, da? August, a fost dați în vacanță în Europa și au mâncat și vă lui bani. Dați-vă uitați cu piața de capital, este un trend foarte perfect. Piața de capital, trend ascendent, impuls, colecție, maxime, fix la linii, minime, fix la linii, bac, străbătul trendul. Aici și nici s-au urează în situațiile astea, când tu ai bani, de exemplu, și să mai strână. Risc și money management. Că te adeptați, el se salvează, risc și money management. Deci cum ți-ai adaptat depozitul la instrument și cum ai intrat pe piață, altfel se salvează. Trebuie să le zici la căderea asta că cum ai deschis o afacere. Afacerea fără niciun profit. Minim trebuie să ții 6 luni de zile. Corect? Da. Deci. O afacere, dacă vrei, dar nu, ai făcut prima lună profit, al doilea profit, ba, vrei scos toți banii, ai făcut cheltuit pe nu știu ce este cheltuielile, ai avut nevoie, ceva material ți-ai cumpărat și nu legat de companie să reinvestești banii, sau să ai, deci, ca companie, trebuie să ai un depozit. Am un prieten în Cluj, acum face, Iuri Dudea Zăzut face interviuri, dar fac așa și face interviuri cu oameni de afaceri din România, și în fiecare săptămână cheamă anumiți reprezentanți din anumite domenii. Deci au chemat din domeniul imobiliarilor, au chemat din domeniul cartonierilor, au chemat. Deci majoritatea au început cu anumite sume de bani. Ideea care a fost că majoritatea au avut airbag. Deci când s-a întâmplat pandemia, ei rapid au avut resurse ca să se adapteze la pandemie și să reziste. Pentru că dacă până în pandemie, când situația e bună în lume, de exemplu, dacă sunt 100 de companii de genul, în pandemie vreo 70 cazuri și rămân 30 din stat, după ce ieși din pandemie, cererea se mărește pe fiecare. Asta e fix la criptovalute. Ai 10 bitcoin. Că îi sminează foarte greu. Deci bitcoin îi sminează greu. Ai 10 bitcoin. Oamenii au investit 100 de mii. Deci o să primească 10 mii pentru fiecare bitcoin, corect? S-o iei frasă. 5 bitcoin. Oamenii se primească pentru bitcoin mult mai mult bani, corect? Apoi că așa și principiul. S-au dus 7 companii din 10, acele 3 o să primească toată cerere și o să te dezvolte piața. Și despre septembrie, acela principiu care a spus dumneavoastră, deci, cred că cea mai mare parte a investitorilor, deci, își retrag profiturile. O să zicem, pleacă la odihnă. Deci, în luna asta, adică majoritatea investitorilor. Deci, care e situația? Când ajungi la un nivel înalt, îți retragi profiturile pe piață și atunci se întâmplă aceste credite pe piață. La criptovalute, acum, care e situația? Deci, de ce s-au primit? Asta e fix o bulă.
Ok, Bitcoin, Ethereum, astea sunt niște criptovalute care au în spate algoritmi, orașa, adică ai făcut din punct de vedere IT foarte bine, se securizați și la nivel internațional, are și utilitate, deci este acceptat de bănci, poți să faci transferuri. Dar sunt criptovalute de astea mici, care principiul acolo e foarte simplu. Acolo s-a creat criptovaluta, deci proprietarii care au creat-o, au investit o anumită sumă de bani. Și ea crește. Și-a crescut artificial. Deci, ceilalți persoane, ceilalți mici, ce fac? Se implică și ei, corect? Și cresc prețul. Aici s-au retras banii și au fost căderea. Deci, ăștia mici toți au căzut și au rămas mai și mari. De asta, ce vă spuneți? Ați simțit asta? Am văzut asta pe piață. Ați văzut? Deci, asta e principiul. Deci, noi trebuie să dictăm acest lucru. Deci, ok, dacă vă spune de criptovalute și mai ales de mici, aici sunt foarte rapid. Principiul pentru că ca cifra de capitalizare e mic și e foarte manipulat. Dar dacă vorbim despre valute, despre foi, vorbim despre piața de capital, păi imaginați-vă, Apple are 2 trilioane capitalizare, ea încearcă să o manipuleze. Păi dați seama ce profitul trebuie acolo să implici ca să poți manipula această piață. Ok. Statele Unite fac 40% din bursa mondială. Deci dacă vorbim la Zona și Unise, deja e clar că sunt 40%, deci cei mai mulți bani în lume, acolo sunt. Cred că e acolo. Deci de asta noi avem și șansa și oportunitatea și plăcerea de a tranzacționa ziua, să nu uităm, la Bursa de Valori din Statele Unite. Deci știți că înseamnă la 16:30, durează până la 22:00, și ai oportunitatea să participi. Deci atunci implică un volum foarte mare de bani pe piață. Pe noi asta ca trader ce ne ajută? Când se implică mulți bani pe piață? Bani? Dacă se bagă în... te duci la plajă și se poate mulți oameni în plajă și se face acum. Balul mult. Rămâne, deci volatilitatea crește. Ce volatilitatea crește, că sunt mulți bani în piață, crește volatilitatea. Client încearcă să tranzacționeze în sesiunea pacifică. Schizi un bani și până dimineața treci să răzut. Schizi sesiunea americană, poate ești ai propriu. Dacă ai deschizi tranzacția, ok. Dar mi-e bine deschizi în sesiunea pacifică, până dimineața treci să răzut. După, dormi, de azi așa putem să dormi. Ziua se tranzacționează. Avem sesiunea europeană. Și cineva avem... de voi s-a trezit noaptea să verifici cum e în fiecare din aceste sesiuni. Da? S-a trezit? Eu tot eram foarte curioasă și așa cum spune domnul Mihai, este de două ore de el nimic. Practic un punct, două, și așa, un punct, două, un punct, două. Până într-un moment am zis, gata, Olezi, am zis, uite, hai, mâine îi tranzacționez. Dar, mă rog, curiozitatea asta e. Dacă ai străzut așa de 2-3 ori până aplică, ca 4 ori când ai străzut, te-o sortici piața, dar mie asta e bloc, poți să vezi în piață. Și azi, nu știu, apar probleme. De... și acum vorbesc din privința trading-ului. Mai departe, Statele Unite, deci 40% liber, după care merge Japonia, China, Hong Kong, Regatul Unit, etc. Deci, ca să fie clar, dacă să vorbim de piața Forex, cel mai mare volum, unii se implică în tranzacționare, asta e bursa valorilor din Londra. Deci de asta când avem, când se implică europeană, pentru că distanța dintre bursa de valori din Europa și Statele Unite Americii are o intersecție de 2 ore. Și asta e foarte interesant, ca să prindem atunci volatilitate foarte mare. Pentru că, cum o zis și Steve Jobs, nu trebuie să lucrăm 24 de ore, trebuie să lucrăm 4 ore cu capul, da? Așa și trebuie să lucrăm 4 în intersecție, nu 24, să stai să păzești că deschis bani în Pacific sau nu. Așa, și mai departe, analogia vine în pula, aici o să mă opresc mult, dacă vreți, puteți să aruncați cu privire și să vedeți despre informații. Noi suntem pe piață, urși și tauri, asta provine din California, asta provine din California. Asta e ca și istoria, unii cea mai plauzibilă informație, acolo și aceeași este verifică. Ca și cum deci a apărut în California, din luptele cu animale. Dacă vreți știți, putem să vedem mai departe, ce am opresc mult. Cea mai scumpă cotă este Berkshire Hathaway. Ce este Hathaway? Fond de acțiuni?
Ok, a cui? A lui... Ok. Deci da, Hathaway este un fond investițional, dacă ați auzit de fonduri investiționale, care e funcția lor? Ce poți face fonduri investiționale? Pentru ce îl sunt creat? Investești mai mult acțiuni niciodată? Ok, este SSI Index, știi cu știe, dar e bine, bine am înțeles-o. Păi microinvestul din ei mari. Păi nu din Hathaway, dar din fonduri investiționale. Deci, compania este mici microcreditare. Da, poți ieși la bani, dar mare parte a banilor care îi iau, îi iau de la fonduri investiționale. Și acolo merge o creștere. Deci, ia cu un anumit procentaj, pasă de un procentaj mai mare și merge așa principiul. Și înapoi când se întorc, avem. Deci, banii ce sunt de la companiile microcreditare se iau de la fondurile investiționale. Și cata o este în fond investițional, sunt doar Buffett, deja de la Buffett, deci mai opresc. Deci ce sunt tatăl, mai început, am vrut să dau și un citat de lui, să-l explic, de lui Graham, asta este de profesorul lui Warren Buffett, deci acolo tot. Dacă vreți, citiți cărți de lui, vă uitați ce idee din investiții a avut, cum vedea el piața, cum evitau toate căderile astea de pe piață, cum rezistau toate căderile astea de piață, pentru că oricum, da, discipolul întrece, adică ori anul trecut de Graham, dar el era foarte bun pentru timp, deci așa a rămas foarte bun și adică principiul este același în timp. Deci acest fond investițional de Hathaway, ca să intri în el, poți investi bani și să primești dividend, trebuie să ai măcar $300,000. Cu toate că acolo acțiunea nu costă așa de mult, dar acolo este ca un target, deci ca să poți intra acolo, va trebui să ai $300,000. Și deja acolo îți primești scrisuri de la Warren Buffett, îți primești mesaje cu idei unde să investești bani și așa, adică știți de scrisurile care îți trimite Buffett, deci Buffett regulat. Nu? Deci, fondurile investiționale, deci George Soros, ați auzit, tot e un fond investițional foarte mare. De Soros care a făcut marea cădere din Marea Britanie, după asta a fost de persoană non-grata, adică au fost socotit ca dușmană a poporului, pentru că el a valorizat valuta britanică și tot așa. Deci el a făcut profit atunci. A demonstrat că banca are tot puncte vulnerabile. Profitul de 1 miliard timp de o noapte. Era trăit. La Warren Buffett, deci el deține acest fond investițional și la fel are cifră de capitalizare și are un anumit depozit, oricum, gestionează riscuri, dar banii ăștia investiți, deci banii ăștia zi de zi fac alți bani. Și acolo sunt bani foarte mulți care fac alți bani. Și aici, de unii din capitalul. Deci sunt persoane care investesc. Deci, să spunem că profitabilitatea fondului, de exemplu, e 15% anual. El 10% anual îi dă la investitori. Investitori care vin. Și acești investitori, pe lângă asta, îi primesc și informații. Primesc informații, sunt scrisori la urmă, a scris foarte bine, în care explică, dacă vreți, puteți luați și carte. Deci, un investitor ce a făcut? O primă de toate scrisorile, care primea la urmă, și le-a transmis, a făcut o carte. Și acolo cartea e ca cum e Biblia pentru credincioși, așa e cartea pentru investitori. Deci acolo sunt puse regulile de bază, cum se lovesc. Deci ți-ai dat alfabetul, tu faci mai departe cuvinte. Ți-ai dat literele, cifrele, îți faci cartele. O să vă trimit informația. Sunt mai multe exemplare. Și nu știu dacă este în română, pare mi se noi. În urmă la rusă sau în engleză. Ok, perfect. Așa, în acolo, acțiunea a fost tranzacționată cu fracțiuni în anul 2001. Nu știu dacă ați știut, dar noi acum putem să deținem acțiuni, dacă îți cumperi, de exemplu, e tot ce legat cu cifre în producă, da? Deci 0,75, orice cifre este importantă. Dacă mai vorbim încă din trecut, când ridicau pe foaie și ziceau că cumpăr asta, dau un preț mai mare, dau un preț mai mic și așa se desfășura procesul de cumpărare și vânzare la bursă sau scrie o tablă, la toate ca cum ai face opțiuni. Până în 2001 se făcea asta cu fracțiuni. Cumpăr 3 pătrini, o șesime, o optime, 2 cincime. Deci asta. Și care e problema de situația asta? Deci ce s-a evoluat la 10? Cum credeți? Suntem cu momentul ăsta. Deci fracțiile au erori. Deci dacă îți faci fracție, primești erori de bani. Deci fracție. Da, 3 pătrimi, 3, 0,75 sau situații de astea.
dar dacă nu i-am numit sumă, deci acolo primeau anumite eroare. Și asta s-o zis foarte bine, foarte frumos, cu virgulă. Deci, aici e de 12,5 cenți. Deci nu puteai să deții ce proporții dorit tu, pentru că erau puse limitate fracțiile. Deci, e clar? Deci aveai anumite fracții limitate. Aveai ori numai o doime, ori numai o treime, ori numai o pătrime. Și dacă vrei ceva între ele, cam ta. Deci aici au făcut plăcere pentru toate, ca și prețul. Acum, în orice secundă, te-ai uitat, ai văzut prețul actual când evoluează. Înainte, nu. Deci să aștepți 6 zile de tranzacționare, să pui prețul săptămâna viitoare. Aia nu mai ce mai zi de mai face atunci. Aștept o divergență 2 ani. La copii îmi spune ea 10 de 9. Apoi este mai înțeles. Sau să pasă pe bolan. Deci să faci proiecte și ea, pă, uf, numai greu cu picază. Dar să trecem în parte cu Lipova, prima criză speculativă din istorie. Când în grup de la Leaua era 25 de milioane de euro. Cred că ați auzat, că auziți criza la Leaua. Criza la Leaua, asta a fost o criză în anul 1637. Care a fost situația acolo? Deci acum asta mă aprofundez foarte mult în istorie, nu ne trebuie un principiu economic care a funcționat acolo. Deci atunci când valoarea este prea mare decât valoarea ei, adică valoarea de fapt, adică valoarea, cum se zic? Sinecostul. Da, în sinecostul. Adică au fost pe un pix 100 de lei. Nu e ceva, că 100 de lei cum pixurile acum sunt cu părerea și așa, personalizare. Adică pe un obiect care nu merită acest valut, valoare, îi s-a pus pe ce? O alea 25.000 de euro, dar era 15 salarii din meșteșugă, din meșteșugat. Și acest salariu ăsta nu înseamnă că în fiecare lună stai 10% deoparte, nu. Tăi salarii, 15, adică costau toporanii, în timpul cele așa costau pulverii de la lea. Atunci ce s-a făcut? A fost o mare... Am avut să vorbesc despre criptovalut fiecare de persoane în care este 10 și 12 și trebuie să încercăm ceva criptovalută, că e poate să crească Bitcoin-ul. Păi așa înainte erau cu laliele, deci și nu erau laliele simple, erau făcut ca un fel de mutanți. Am o să numesc că... Ok, am uitat cum ne zic la laliele astea. Nu știu, au... De nu, 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 au, au o denumire specială. Ele sunt făcute prin mutații, bulbilor sau cel mai mult mai greu, dar prin ce picare. Au fost așa, la ele astea se vindeau, ele nu erau produse, ele erau cumpărate. Deci eu sunt producătorul, ele deja erau cumpărate, deci la mine deja banii vindeau 25.000 de euro pentru un bulb, da? Pentru la ea. Dar la ea asta încă e nici nu era ieșit din pământ. Încă e nici nu, nici pe care să bani. Deci cum funcționa aici? Ca ce? Futures. Futures. Lucrau fix ca fece. Putea să vedeți principiile din trecut, ele acum sunt mai evoluate. Dar ideea a fost aceeași, e difuză. Deci, au lucrat același sistem. Deci, eu am deja achitat-o, banii cei deja erau investiți când îi trebuia și făceau deja pentru ani înainte. Și aici când a fost început. Au ajuns la așa un volum mare și atunci, în anul 1637, oamenii care au investit înainte, adică care au investit înainte, au făcut profit foarte mare, când au ajuns în 1637 la cel mai mare preț și oamenii care au cumpărat în 1637, când ele au fost produs pentru următorul an, au prins capul. Deci îi dețineau valiere, dar ele costau nimic. Ca cum ar trebui. Și au fost scăderea. Vă dați seama să investească 25.000 euro. Și că asta a fost scăderea. Ca temă, să vă informația, ca astfel despre mai criza la valierilor, și o să înțelegeți principiul. Dar eu știu cum e exemplu că criza la lei, ce m-a ajutat să fac bani în prezent, pe noi nu ne interesează ce eveniment a avut loc, a fost criza la lei sau altă criză. Noi ne interesează principiul din spate. La orice lucru trebuie să înțelegem principiul, cum funcționează. Nu trebuie să știi terpii de rost și nu înțelegi principiul de funcționare. Asta e ideea în tranzacționare, să înțelegi principiul. Că deja cum se numește, că e stop loss sau take profit, important să facă pierdere, să fie profit. Tu știi cum să-ți plasezi. Ok, asta nu înseamnă că să nu înveți. Dar ideea e principiul. Mai mult contează principiul ca lucrurile astea mai multe. Așa. Ok? Stați că am interesat unul pentru a vorbi că a fost ceva. Ceva. A, un lucru foarte interesant în urmă. Încă, așa.
S-a produs ceea ce dată prăbușirea primei buze trăgătiri din istorie, cea vorbilor de la Lille, Charles Markel, un scriitor și ziarist britanic care a studiat Tulipa Mandrina, afirmă în lucrarea sa publicată în 1841, că 40 de pulpi la lea se vindeau în 1635 cu 100.000 de florini și un florin era 10 euro. Dar ce m-a interesat și ce m-a plăcut foarte mult a fost că Charles Mackey relatează povestea unui marinar englez care a confundat un pulp de la lea cu un pulp de ceapă la mâncat drept care a fost primit la închisoare pentru câteva luni. Deci aici fi la același principiu. Deci s-a spus în toată Marea Britanie, a fost o companie care a fost susținută de către lege. Ar vă dați seama înainte de orice cunoscă împotriva legii, ori ar pedepsi. Dacă vă dați seama dacă a fost compania în spate deținută de către lege și adică ajutată și în general condusă, oamenii aveau încredere foarte mare în această companie. Numai că regele n-a luat în calcul unii factori de risc. Deci majoritatea populației mele a investit în aceste acțiuni pe care a fost un crah. Deci, la fel, oamenii îl vedeau pe regii ca ceva om. Dar, de fapt, companie aceea nu făcea valoare pe care a trebuit populația. Deci, ca apare valoare la lucruri, noi tot ne dăm ca persoane. Noi dăm valoare la lucru. Și fix așa și acolo. Deci, oamenii au influențat această creștere mare, după care a fost un crac. Deci, balonul poate să rămâne nu până la infinitate. El, în un moment dat, explodează. Deci, oamenii au investit, pentru că regele. Și au investit și, la un moment dat, a fost să spartă această bulă, după care a fost pierdut de viață. În special, cine a scărit aici populația. Acte care din deci, trebuie să se în timp, trebuie să uitați altfel, să simțiți că sunt creșteri mari pe piață, trebuie să vă străduiți să înțelegeți dacă aceste creșteri sunt reale, au ceva factori bazați în spate sau e că sunt pur și simplu de pentru oameni. Sunt influențați. Pentru că asta, ori am avut zicea, trebuie să traduci să te gândești în propriile acțiuni, că dacă ele merită această valoare. Sau să strădui care sunt reacțiuni care au un preț mai mic decât valoarea lor de fapt. Aia care acțiuni trebuie să te orientezi. Dar nu mai văzut că ești de gata. Bani, nu. Te orientezi. Dacă vezi că acțiunea are o valoare mai mare decât preț care este atât, atunci te orientezi să o cumperi. Și atunci o să ai succes. Așa, mai departe. Așa că aici este frumos această tulipomanie. Deci, persoane care din merită pe perioada asta, care au cumpărat pe tot grăsul pentru următorul an și au investit bani, vă dați seama că semnezi contract cu diferență. Deja aici nu mai poți rezilies, da? Și deja frumos ai cumpărat pe bine asta, pe piață. Și chiar dacă aici am sperit că de asta și-o se întoarcă în cu ceva, o să întoarcă în valoarea aceea. Asta ca, nu pot zic că e cam același principiu, dar cum are cu promotorul se petrolul, se cumpără contracte pe debitor, pe futures-uri. Deci, se cumpără la un preț de acum, da? Și se duce petrolul mai târziu. Dar pot să explic principiul, de exemplu, este grafice, noi ne uităm pe grafice de TI Brent, el a crescut. La noi încă nu cred. Nu, la noi întotdeauna crește. General, la era... la noi, când te uiți pe graf și vezi că viteaia crește, ok, înseamnă că ar să crească și pe, la benzinării, da, crește prețul. Nu, mă uit pe graf și îți crește, înseamnă că și la noi peste o lună ar trebui să descrească, pentru că merge mai târziu, tot procesul la noi mai lent. Eu nu știu, la noi nu care. Deja petrolul a trebuit să crească a doua oară, dar la noi a rămas acolo, deja cred că s-a restabilit. Dar principiul e acela, deci noi cumpărăm petrolul în perioadă de futures-uri. La Andova, chestia asta cu mânerile nu lucra cumpărat. Dar noi chestiile astea lucrează, dar vedeți că noi facem tranzacțiunea nu lucrează, tranzacțiunea la nivel mondial. Dar nu tranzacțiunea la bursa de ședință de mare. Și n-am nimic împotriva la companie de Republica Moldova, pur și simplu, da, el poate să-mi profitabil, dacă nu trebuie, cred că se investește o sumă foarte mare, la randamentul care îl aduc ele anual, una la mână, a doua la mână eu nu văd stabilitate în ele, într-o perioadă lungă de timp.
Și nu știu, dețin acțiuni fizice, ce nu prea îmi place. Pentru că nu, îi plac o zi, acțiuni fizice, numai că îmi place când se implică și bărcile, pentru că profitul vine mult mai mare. Am făcut cunoștință și la companii cu un domn care s-a dus la bursă din Republica Moldova să investească în acțiuni. Nu știu dacă cineva cunoaște istoria respectivă. Și el spunea că mie mi se părea cam să fiu ca pe Wall Street, am și acolo lume, calculatoare, nu știu mai ce, toți vând franzeluță, cineva cumpără franzeluță, Moldincom Bank, nu știu ce acțiuni acolo. Și când zic, acolo era doar singură doamnă și cu încărnețe, îmi fac și scrie prețurile. Asta e ceva, ceea ce se vede Republica Moldova. Pe care vedere-o, dar așa arată bursa la noi în Republica Moldova. Ok, la sigur că o să evoluăm, noi cu șosul discutăm totodată și despre posibilitatea de a deține fizic acțiuni și despre posibilitatea de a tranzacționa CFD-uri, CFD-uri. Și o să vedem care este mai profitabil și deja deține spătător să vă faci ce părere. Cer scuze de cuvinte noastre. Așa, despre bursa din New York a fost numită întotdeauna, nu a fost numită întotdeauna așa. Deci, în ăștia pot să vă las ca firmă, nu am fost să vă spun. Ok, pot să vă spun numai așa, că în 1860 eu fost schimbat numele original, îi mai zic de Big Board în engleză și nu, cred că asta tranzacționare mult, tot cum am văzut că au colorizat, dar cu vreți, poate cuiva o să fie PowerPoint dacă se dorească. Vreau să spun o noutate de mai departe, să fie mult mai interesantă, aici vreau să lucrez. Un bărbat a folosit bursa pentru a înțelege bomba de hidrogen de soare. Dar eu știu că nu are legătură, adică are legătură cu tranzacționarea, e ideea, în asta mă interesează când urmărești bursa de valori și posibilitate. Deci această persoană, în statul între mine, a fost creată bursa bomba cu hidrogen. Ca să înțelegeți, înainte era mai ales în mare depresiune, sau când a fost război rece, atunci, când a fost război rece, deci era concurența asta dintre aceste două forțe mari pe locuri. Și aici încercau care cât mai rapid să dezvolte anumite armamente ca să supune celelalte forțe. Deci când apar două forțe, deci câștigă cea mai deține monopol, după o perioadă de timp, iarăși apare o poziție care se restabilește și domnul și are această forță. Deci, care a fost situația cu bomba de hidrogen? Au fost impuși oamenii de știință ca să dezvolte materialul care a fost implicat în aceste bombe, dar un economist, un profesor la facultate, a analizat cursa de bombă și a văzut că acțiunile companiei Lithium Corp a crescut semnificativ. Adică, când se făceau toate aceste teste, acțiunile de la compania Lithium Corp au crescut cu 461% și erau publicat toate aceste informații. Au zis că bombele de hidrogen se fac cu lithium, după care el a fost, parmi s-a fost arestat, s-a fost anulat articolul, după care peste 10 ani a fost publicat și a fost ok. Deci, uitați, aici a fost pur și simplu analize a bursei valori. Așa, ceea ce am vrut să zic. Asta. Așa, și puteți plan investițional aici sus. Era, cred, așa. Și ok. Și acum despre ce ați vorbit, deci nu dacă să facem analiza pieței de capital, noi acum ar trebui să vorbim despre o să vorbim despre acțiunile. O să vorbim acțiunile care noi dispunem și avem acces să tranzacționăm la ele. Și aș vrea să discutăm, în general, o să discutăm și despre spărări, și despre marjă, despre parcheri din creditare și la sfârșit și un portofoliu emoțional și cam ce prognoze sunt în următoarele ani pe perioadă medie lungă de timp. Dacă tot vorbim de acțiuni. Ce o să facem noi? O să combinăm trading-ul cu investițiile, deci facem ca un hibrid. Ce este cel mai bun? Luăm de la trading, spărghile de creditare, pentru că ați poți intra cu piață cu depozit mai mare și te ții mai mult mai multe acțiuni, și luăm de la investiții răbdarea. Deci, să dai bani și profitul îți crească în timp. Credeți mai întâi pe toți studiam sală, ce părere are? Cum credeți? Este mai bine de a deține acțiunile fizic sau totuși este mai bine să tranzacționeze cu ele? Haideți, dați-vă cu părerea. Ca să nu vorbim numai noi, că totul în care e posibil de oprit, el o să țin până la 9 seara, dar eu nu vreau să ne reținem. Să luăm ideea, cum am spus-o inițial, că noi facem de lucrări, că sunt din demață mai mare, mai bine e. Nu, da, eu vă cred că, iată, dacă de aici să ne orientăm până aici,
și sunt, presupunem, sunt 400 de puncte și după cum a spus domnul Mihai, este impuls, corecție, impuls, corecție. Da, sunt acolo 4 impulsuri, presupunem. Este mai profitabil de fiecare din ele să iei câte 100 de puncte și plus aceasta să ai o tranzacție de lungă durată, mai faci pe impuls, dacă corecția se merită mai intri pe corecție, în H4 și în DL, evident că da, și tu faci profit mult mai mult. Dar dacă eu mă refer la altceva, de a investi în acțiuni, în acțiuni la fizic. Știți care este diferența? Sau este nevoie să facem o recapitulare? Să ne amintim despre ea. Iar, spre exemplu, de ții acțiuni sau aur? Nu contează ce am. Haideți, dacă să vorbim despre aur, ai presupunem două persoane, un investitor și un trader. Unul de cumpăr fizic, altul pur și simplu speculează pe diferența de preț. Două persoane total identice. Ambele au un depozit de 100.000 de dolari. Unul din ei investește la fizic, presupunem în aur. Iar ca să faci profit, pentru că noi vedem ultima perioadă foarte bine, se află într-o apreciere aur. Corect? Deci este corecția din ele, de fapt. Dacă să vorbim, noi ca să facem profit și presupunem, cumpărăm aur la prețul de 1.700 de dolari, per unci de aur, câte unci de aur noi putem să cumpărăm? Din 100.000 de dolari. Haideți, ce ne ajută? 59 de unci de aur. 59 de unci. Bucăți-am scris, de unci. Corect? 58 și ceva. Presupunem, sunt 59 de unci. Ca noi să facem profit, evident că el de la prețul de 1.700 de dolari trebuie să ajungă la prețul de 1.900 de dolari. Ajungând la prețul respectiv, noi aici la prețul de 1.900 de dolari să le vindem și mulțim 59 de unci, înmulțim cu 1.900 de dolari pe unci. Și o să vedem ce profit se poate de făcut. Haideți! 112.000. 112.000. 112.000 de dolari. Adică de la depozitul de 100.000 la 112.000 să primești profit curat. Profit curat. Cât? 12.000 de dolari. Dacă noi să tranzacționăm, cât asta s-ar primi? Puteți ne uitați pe grafic. Da, da. Presupunem eu trader, da? Care el tranzacționează. Are depozitul de 100.000 de dolari. La depozitul respectiv, cu ce volum poți să tranzacționezi? Liber. Conform risc și money management-ului. Haideți. 10 lot. 10 loturi, dar eu liber, fără de risc, fără de nimic, deschid tranzacția cu un lot întreg și un generic poate să fie indiferent, câte sute și câte zeci de mii de puncte, nu s-ar duce piață, corect? Eu presupunem, am deschis o tranzacție cu un lot și eu mă uit de la prețul de 1.700 de dolari, de la prețul de la 1.700 de dolari per unce, până la prețul de 1.900 de dolari. Ce profit este? Atât de aici, până la 1.900. Să nu iei de vreo 20.000 de puncte. Aici, undeva. Undeva sunt 20.000 de puncte. 20.000 de puncte. Plus 20.000 de puncte. Tranzacționând cu un lot întreg, asta cât profit? Plus 20.000 de dolari, corect? Da. Dar eu la depozitul de 100.000, cu cât pot să-mi permit să schimb tranzacție? Liber cu 5 loturi, eu deschid tranzacții. Da, eu știu, conform risk și money management, la depozitul de 100.000, volumul maximal care pot să am pe piață, să fie de 100.000 și el să fie diversificat. Bine, presupunem, nu? 10 loturi, presupunem 5 loturi. Eu deschid ușor tranzacție, corect? Da. Am deschis o tranzacție cu 5 loturi și am înmulțit la profitul de 100.000, de 20.000, cât o să fie? 100.000. Plus 100.000 curat. Adică aceeași mișcare, fie investind și deținând aurul fizic, fie tranzacționând la bursă. Adică profitul care o să fie de 12.000, dacă eu rețin fizic ceva, aceeași situație este și cu acțiunile. Da, eu am cumpărat o acțiune, presupunem, la prețul de 100 de dolari, că la 150 vreau să vând toate acțiunile care eu le dețin. Doar că profitul o să fie mai mic. Și deja tranzacționând pe contractele, pe diferența de preț, evident că este profitul mai mare, deoarece este o pârghie de creditare. Și atât cum a spus și domnul Mihai, trebuie să combinăm careva anumite trăsături din tranzacționare și anumite trăsături din domeniul investițional. Ce început?
Presidați înapoi? Da. E așa. O să ștergem. Noi acum o să vorbim despre spread și marjă, deoarece de la lecțiile de practic, cum noi știm, noi spunem că tranzacționezi liber pe piața de capital, este nevoie de depozit începând de la 100.000 de sus, corect? Că de regulă traderii când ajung la practică, nimeni nu se uită la posibilitatea de a tranzacționa pe acțiuni care sunt mai accesibile. Toți când intrăm, intrăm pe Google, pe Amazon, pe Facebook intrăm, ceva ce este mai tare, mai puternic, pentru că nu asta ne place. Noi nu atragem atenție la niște acțiuni care sunt și mai accesibile, dar în același timp, totodată, ne avem posibilitatea să facem destul de bine bani pe ele. Dacă vorbim despre acțiuni și despre investiții, cine în general a încercat să scrie sau să creadă odată un portofoliu investițional? Cine știe despre ce factori trebuie să ții minte, trebuie să ții cont numite din când îți creezi un portofoliu investițional. Deci, unul dintre factorii importanți care vreau să spun astăzi este despre corelația dintre acțiunile de capital de risc. Deci asta contează foarte mult. Exemplu, ți-ai făcut un portofoliu investițional și acum hai să vorbesc despre indici, nu vorbesc despre acțiuni. Deții S&P 500 în Nasdaq 200. Care este eroarea aici? Sunt diferite companii, nu una de bună. Dacă cade Dow Jones-ul, cade automat și Nasdaq, cade automat și S&P-ul, pentru că au companii comune. Acum ce vorbim? Nu știu voi dacă ați analizat toate companiile, dacă nu aș toate companiile de pe, din portofoliul investițional la fel de rândul. Noi avem Apple, Amazon, American Express, deci nu știu dacă știți toate ce se ocupă. Deci eu la final, aici sunt specificate pe spread. Cel mai mult ce-ar vrea să vă atenționez va fi spread-ul la Walmart. Și vreau să dați în jos de tot, deci aici ce să vezi portofoliul investițional, la final este în tabel. Da, 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 da. Aici este toate companiile. Asta mi-a interesat cel mai mult. Deci noi am selectat pe toate, dar pe aceste care am selectat, mi-am făcut un anumit procentaj într-o perioadă medie, lungă de timp, adică 5 ani. Nu, ok, asta nu e perioadă. Dacă vorbim de investiții, asta nu e perioadă lungă de timp. Și voi asta o știți foarte bine. Deci, dacă o să vorbim de Apple, în următoarea perioadă de timp, pe Apple o să fie o creștere în jur de 1100 de puncte. Nici cauză, cum credeți asta? Da. E tehnic și fundamental. Tehnică e o tendință ascendentă, deja asta trebuia să zici sezentar, deci puteți zici toate cu tendința ascendentă. Asta e unul la mână. A doilea la mână, să deschizi piața în gând, deci piața este în jos și să finanța corecția. Trei, deci Apple-ul, asta e o companie care întotdeauna o să crească, nici pe urmă. Tu te-am dat iPhone 12 și o să apare iPhone 15 și te-am dat iPhone 13 și mai până care e 14. Și e ca așa, în septembrie am fost prezentări la produsele noi și aici merge întotdeauna în creștere. Deci deja, chiar dacă ai 8, 9, 10, deja e gata, câteva ani, actualizări la el nu o să mai fac față. Și aici ești nevoit din start să-ți iei alt telefon, să-i vorbiți. Și de asta companiile astea sunt de perspectivă, pe viitor și au creștere și despre un punct de 1 la 10, dar vă uitați în creșterea procentului, undeva 8-70%, asta până atingerea următorului maxim, dar dacă vorbim despre abatere de noi maxim, deja aici o să fie o creștere mult mai mare. Și aici o să vorbim, dacă vorbim de tranzacționarea CFD-urilor, nu ca de ție acțiune fizică. Dacă ție acțiune fizică, păi trebuie să aștepți foarte mult timp sau trebuie să investești o sumă foarte mare pe piață ca să poți face profituri aici. Așa, Walmart-ul. Walmart-ul, deja ce cunoașteți și compania Walmart? Rețea de magazine. Rețea de magazine, una din cea mai mare de lume. Cam câți angajați are? Nu cunoașteți? 2 milioane de angajați în toată lumea. Deci este o companie foarte mare. Este deținută de doi frați. Amândoi sunt tot 10 Forbes, unul după altul. Și au aceleași venituri, poate diferențiat ceva acolo. Dar deci acțiunile lor sunt împărțite în jumătate, dețin o mare parte din acțiunile de la urmă.
Deci acum am avut o cădere pe piață și pentru restabilire și atingerea unui nou maxim, ce ar trebui să facă? Nu ar trebui să crească în continuare. Deci asta e... Cum e Walmart, o stai ca care furul, Moșanu, Lidl și rețele astea de magazine. Deci, e clar, mai departe, vorbim despre Boeing. Oh, aici e tema interesantă. Boeing-ul e o companie, deja cunoașteți, aeriană, care principiul aici, după carantină, nu s-a restabilit încă. De ce? Ca să restabilească până la maxim leteroare, nu au reușit. Eu au început să restabilească, dar se restabilește foarte greu. Deci aici vorbim de o investiție de mai lungă din timp, dar eu vorbim de o creștere de 16.000 de puncte. O creștere de 16.000 de puncte la tranzacționare cu nota și vorbim de o sumă de 160.000. Deci, dar vă dați seama că sunt picați cu un loc pe Boeing, ar trebui să ajungi depozit ok. Dar poți să de exemplu, un volum mai mic. Dar Boeing-ul are o... De noi asta nu trebuie. Ca tare, în investiții, eu pot schimbi tranzacții și eu 5% pe piață, nu am să schimbi tranzacții 5% și să pe piață, da? Nu am să lați 100.000, eu sunt, de exemplu, 10.000, da? Că depinde, contează volumele, da? Asta e fix ca și la companie, dependență de aparat, cum se zice. Așa, mai departe, vorbim despre Disney, are 17-60% ca să mai crească, deci tot într-o perioadă medie timp, acum am avut o cădere, e ca o corecție, că nu a fost creșterea foarte mare la Disney. Disney, Netflix. În carantină. Ne uităm la ține mari și la... Adică Netflix atunci a crescut foarte mult. Netflix cu Zoom-ul, tatăl în general, ce vorbim de media online, a crescut foarte mult. Mai departe, dacă vorbim o companie asta, o cunoașteți? Haideți că țin o calculatoare. Aș pune. Da. Deci uitați, cu toate că credem că la nivel global avem foarte multe calculatoare și foarte multe laptopuri și în general suntem computerizați și deținem. Ca atare în lumea noastră e dificil de microchipuri și în general ceea ce produce această companie. Și încă noi acum încă, dacă încă acum e ok, undeva în jur de vreo 10 ani, o să fie un deficit foarte mare. Deci nu mai fac față, ele deja nu fac față. Înseamnă ce să fac? O să apară o cerere mare și da, cantitatea nu reușește să mai iasă așa de rapid. Și o să fie crește. Da, eu am făcut aici o creștere de 11%, dar asta e pe perioadă scurtă. Încă o mare parte din ele ar putea să finalizeze la sfârșitul anului să rămată la maxim. Mai departe, despre Microsoft, aici e aceeași teoremă. Aici nu mă dezbat mult, aici dacă îi folosești într-un portofoliu investițional, ar trebui să le uităm peste două. El cam concurează și nu, adică ele întotdeauna se ții una după alta. Sunteți de acord? Microsoft. Deci, uitați-vă. Deci, noi vorbim de companii de IT. Dacă vorbim de companii de IT, dacă cad o lună, mai ales cum se întâmplă, ele cad majoritatea. Deci, legat de domeniul ăsta IT. Cum a fost aeriană, o căzut una, o căzut oară. Deci, nu o să spui Boeing și Airbus în aceeași... numai în cazul în care se întâmplă ceva la nivel interior în companie. Mai departe, Google-ul deja aici e clar, 7%, aici deja și mai vorbim chiar dețin foarte multe cumpără pe un cap tot. Apare ceva nou, eu cumpăr și îl deține și îl pune cum am pus pe, aici, Microsoft pe Skype. Adică toate programele la nivel transat sunt cumpărate de companiile mai mari, de asta și răspească întotdeauna. Facebook-ul e clar, Caterpillar astăzi, mai așa creștere mai mică, dar e... Ce este gata pe bani? Cu tehnul. Da, dar cel mai mare motor de diesel din lume și folosesc foarte mult la minerii, pe Fraser și tot așa mai departe. Dacă ați văzut mașinile cele gigante care duc da, în roate cât camera asta mult mai mare, pe aia care ce se ocupă, asta tot o să-i oferește undeva de 468 și ai căuprit așa mai micuță, aici chiar se înțelege scor. McDonald's, stabil, liniștit, în care am fost. Este și o să fie, mai ales McDonald's cum are supliment și tot atrage și tot ține. Dacă ai început să mergi la McDonald's, gata, ți-a pus ochelari și ești dependent. Recunoașteți? Ce? Nu, no, McDonald's. Ce? Dacă no? Tot la avea, a doua oară, după asta, te duci. Ok. Nu pot să ne înțeleagă. Bun, haideți mai întâi de toate bine. Asta cam este tot, ați finisat.
Noi acum o să vorbim despre posibilitatea de a investi în aceste acțiuni, despre portofoliul investițional, pentru că aici sunt foarte multe instrumente și aici domnul Mihai a selectat cele mai accesibile. Nu sunt incluse Amazon, nu sunt incluse instrumentele Tarium, de aici aș exclude unele din aceste instrumente. De asta s-a pregătit un portofoliu investițional și la anumite depozite. Pentru că ideea asta mi-a venit în cap, am discutat cu un trader, într-adevăr, el tranzacționează doar pe piața de capital și noi dispunem de atât de timp. Cum dispunem traderii obișnuiți, traderii simpli, el real gândește ca un investitor, a investit o sumă care pe dânsul nu îl afectează și el doar își așteaptă profiturile lui. Sincer să vă spun, ideea am luat-o de la el și deja eu am dezvoltat-o și am inclus-o în acest masterclass, pentru că, într-adevăr, este o idee bună. Și practic tu n-ai nimic de făcut, ai deschis cu volumul respectiv tranzacția și ai așteptat profitul pe care urmează să-l iei. Deci uitați-vă, aici domnul Mihai a notat și perioadele de timp în care ele ar putea să se întărească, de la 1 la 5 ani de zile. Eu am calculat aproximativ la 2 ani de zile profiturile care o să fie înregistrate și evident că volumul. Da? Haideți o să începem cu cel mai mic depozit, care noi putem să începem a fi investitor pe piața de capital. Eu evident că o să le calculez cu parteneriat și posibilitatea de a dubla volumul de tranzacționare, să-i spunem, datorită, în primul și în primul rând, pârghiei de, da, puteți stângeți, datorită pârghiei de creditare plus ceea ce nouă ne mai oferă în companie. Despre parteneriat, eu cred că voi toți cunoașteți și posibilitatea de a primi bani de la companie sau nu cunoașteți cineva. Cunoașteți sau nu cunoașteți? Despre Double Hitter ați auzit? Așa. Iată, presupunem, traderul începe să tranzacționeze cu un depozit de 10.000 de dolari și mai primește de la companie încă 10.000 de dolari. Eu am calculat profiturile aproximativ de sfii luați, când chiar sfii poate să ajungă în take profit și mai repede perioada preconizată care a fost anterior. Începând cu un depozit de 20.000 de dolari, piața de capital este foarte puțin ca să începi să tranzacționezi piața de capital, mai ales după ce noi știm că ca să tranzacționezi piața de capital trebuie să depozite mari și să fie suficient ca să suportăm și o corecție, corect? Dar voi o să vă întrebați cum. Evident că eu m-am inclus toate instrumentele care au fost redate aici în portofoliu, da? Eu am inclus în acest portofoliu investițional, la acest depozit, doar 3 instrumente și care sunt, cum să-i spunem, mai puțin riscante. Evident că merge vorba de HP, da? Aici profitul care urmează să fie luat cu o apreciere de 360 de puncte în curs aproximativ de 2 ani. 2 ani. Volumul cu care eu mă orientez tranzacționez pe acest instrument este de 0,18. În acest portofoliu am inclus 3 instrumente, așa cum e următorul instrument să fie Disney. Profitul care urmează să fie înregistrat o să fie aproximativ de 3 de puncte. La fel, aproximativ în 2 ani de zile, la fel cu volumul de 0,31 lot. Și ultimul instrument, al treilea, o să fie Walmart. Walmart. Așa, o să registrezi un profit de 1144 de puncte, aproximativ în 2 ani de zile. 2 ani de zile. Avem volumul de tranzacționare cu 0,31 lot. Dacă să vorbim de 0,31, evident că aici nu pot lot întreg, dar cu 0,31, profitul pe care noi le-am luat în urma tranzacției o să fie de 360 de dolari, de pe HP, de pe Disney, o să fie un profit de 3.000 de dolari și de pe Walmart 1144 de dolari în urma tranzacției cu 0,31 lot. Adică dacă să facem un total, în primul rând, 0,3 volumul, asta este diversificat. Diversificat. Și profitul care noi l-am luat în urma la aceste 3 tranzacții, fiind în 3 portofolii, asta o să fie 4600 de dolari profit. 4600 de dolari profit în decurs de 2 ani de zile. Vă scuzați, noi n-am făcut nimic pentru bani, știi, corect? Ai deschis o tranzacție, investit cei și pe tine nu te afectează. Ai avut niște bani, sumă liberă. Ai investit 10.000, deschis tranzacția, ai închis contul, peste 2 ani de zile deschis contul și evident că ești într-un profit. Ceea ce ține de investiție, așa lucrează investițiile. Asta este o perioadă nu scurtă, dar foarte scurtă de timp. Bun pentru noi, ei, 2 ani de zile am avut, dacă tranzacționând, evident că o să fac mai mult. Da, tranzacționând o să faci mai mult, numai că pe alți piață. Asta este 20% crește. Asta și este.
Bun, asta este depozitul de 10.000 de dolari. Dar noi să vorbim despre un alt depozit, un pic mai diferit. Eu o să mă străduiesc să mă încadrez în, cu depozitele așa, ca voi să vedeți diferența. Așa, depozitul de 30.000 plus 30.000 la companie, asta se primește pe total 60.000 depozitul. Depozitul cu care tranzacționez. La fel se tranzacționează cu pe aceleași instrumente, cu același volum, cu 0.1, doar că aici spate de mai plus încă un singur instrument, încă un instrument, nu un singur instrument, și anume o să vorbim despre Microsoft. Așa. Creșterea care urmează să fie, o să fie aproximativ, trebuie să o scriu un pic, dați-mi, vă rog. Să scriem un pic mai jos. Așa. 2172 de puncte. 172 de puncte, aproximativ rămâne aceeași perioadă de timp, 2 ani. La fel se tranzacționează cu volum de 0.1, adică la depozitul respectiv nu se mărește volumul de tranzacționare, dar se mai adaugă încă un instrument. Și profitul care noi luăm, 2572 de dolari. La depozitul respectiv, cât profit ne facem? Acolo era 4.500, aici o să fie un profit de 7.070 de dolari. Dacă din primul s-a luat 4.500 de dolari. Așa. Și ultimul depozit la care eu m-am orientat, asta este la o investiție de 150.000 de dolari. 150.000 de dolari. Încă 150.000 de dolari. Îți primești depozitul de 300.000 de dolari. 300.000 de dolari. Depozitul, evident că aici deja o să tranzacționăm cu alt volum. Și totodată o să tranzacționăm deja și cu mai multe instrumente. Deci o să mai includem încă și Boeing-ul. Notați, vă rog. Boeing-ul. Profitul care o să fie registrat o să fie de cât? 16.000 de puncte. 16.000 de puncte. Aproximativ rămâne aceeași perioadă de timp. 2 ani de zile. Așa, și deci aici de doar să modificăm volumele de tranzacționare. Toate tranzacțiile o să fie cu un lot întreg. Din prima posibilitate, adică o să fie 360 de puncte luate cu un lot întreg, asta o să fie 3.600 de dolari. 3.600 de dolari. Următoarea din Disney, 3.000 de puncte, asta o să fie plus cât? 30.000 de dolari. Următoarea o să fie 1.144 de puncte la un lot întreg. 11.440 de dolari. Așa, din 2.572 de puncte care noi o să le luăm de pe Apple, da? Apple? Nu, da, Microsoft. Microsoft, 2.572 de puncte o să fie cât? 25.000 de dolari. Așa, Boeing-ul, 16.000 de puncte. Cât îs? 160.000 de dolari și deja îți poate de calculat profitul. Doar că aici îți poate de mai plus și acțiunile companiei Apple, care o să fie cu, într-o apreciere de 1.110 puncte în următorii ani de zile. Și evident că îți facem un total cât o să fie? Aproximativ 230.000 de dolari. 230.000 de dolari în decurs de 2 ani de zile. Iată, asta este plus, profit curat și venit pasiv, noi spunem. Noi nu facem nimic pentru felul de tranzacționare. Dar evident că noi dacă o să tranzacționăm agresiv, nu cum se spunem agresiv, zile, cum și-a spus domnul Mihai la început, fitul ei, profitul, adică vezi intrarea acum, și lăsă și destinația peste o perioadă de timp. Este un profit la care. Dar tu dacă faci profit pe fiecare mișcare, o să fie mai mult. Dar aici merge vorba de investiții. Ceea nu toți, probabil, au timp, nu toți gândesc ca investitori, nu toți au gândire de trader, și cineva gândește și ca investitor. Adică eu am pus și banii în fiecare zi îi lucrează ca noi. Asta cam este. Știrea de investițiile de lungă durată. Eu sper
pentru voi, nu știu ce este mai profitabil, să tranzacționați pentru o perioadă mai îndelungată de timp sau să faceți profiturile zilnice? Să facem mai întâi profituri trăinic, după aceea să investim. Să fim investitori de lungă durată. Evident că ca să fim investitori aici merge vorba, dar să facem o concluzie după rata profitabilității. Da, să poate de început cu un depozit mai mic, care ești depozitul ajunge la un statut oarecare. De evident că nici acolo nu o să vreți să vă opriți, pentru că iarăși sunt posibilități diferite. Ori eu fac o perioadă lungă, putem 230 de mii, dar tranzacționăm zilnic, noi putem să facem mult și mai mult. Ce fel vă tăcăm? Sau vreți să puneți vreo idee genială de investitori? Da, ne gândim. A, ne gândim. Ok. Bun. Cam asta este ce ține de investiții. Dacă vă place mai mult tranzacționarea, independență iarăși de depozit, independență iarăși de instrument. Selectați fiecare instrument în parte, adică cei ce se potrivește pentru voi. Calculați risc și money management, cât este bine, cu ce volum ar fi bine să începeați și cu ce volum mai bine să nu vă bag. Sunt traderi diferiți, au 10.000 și da, evident că 10.000 la companie, depozitul de 20.000 de dolari și îți bagă cu 10 loturi pe spiciu sud. Gândeți asta ca ok? Nu. No. Nici cum lot nu este bine ca tare. Cel mai bine e cu 0-1, să fie corect. Dar mă rog, fiecare își asumă riscurile pe care le are. Nu? Asta este. Bun, haideți să vedem ce întrebări sunt la master, la noi, personal. Și ce nu a fost clar și vreți să facem în claritate, în informația care ați primit-o astăzi. Și nu pot să mai dau ceva la piața de capital. Dacă evitezi tranzacționezi într-o perioadă lungă de timp, ar fi de bine să tranzacționezi cu tăi profit, dar fără stop loss. Bună română, deci stop loss-ul tău este risc și money management, deci pe urmă adaptat. Când îți adaptezi, deci să adaptezi pe urmă, în caz de cădere, tu să reziști. Mai cap să fii cădere anterioară, asta e unul. Și doi, take profit-ul să-l plasezi profitabilitatea care vrei să o faci tu din acțiune. Deci, valoarea acțiunii, dacă e 100 de dolari, tu îți pui profitabilitatea să fie de 10%. De exemplu, tot la 110 când ajungi volum, tu îți închid tranzacția în take profit. Deci, cam asta e o profitabilitate anuală, undeva 50%. Deja de bine poți fi altceva mai mare dacă au avut ceva în situații sau influențe din exterior, din punct de vedere fundamental. Dar când stabilești take profit-ul pe asta, adică ar vrea să ieși pe perioada mai lungă de timp, ți-ai stabilit o profitabilitate undeva de 5-10% dependență și deja e de timp. Poți să închide tranzacția chiar și într-o săptămână. Poți să închide într-o lună, poți să închide într-o perioadă de jumătate de an, într-o lună, în 2-3. Deci ideea ți-ai pus take profit-ul, în cazul în care ajungi acolo, la profitul pe care tu te-l dorești, banii tăi se vin încolo. Deci, să fie tarte, dar nu să se ducă în sus, după asta te-ai intrat peste jumătate de an sau gestionat și te-ai uitat, uite, a fost la maxim, era foarte bun prețul să-l închid, dar n-am închis, că n-am fost la fața graficului, nu. Ți-ai pus de profit pentru că ce e al tău să fii pui deoparte. Ce-ai pus deoparte? Bine, cam asta este la tema de astăzi. Bun, haideți să vedem ce trebuie. Da? Dacă sunt așa situație că noi punem de o creștere, dar spune și că acum nu, nimeni nu a observat carantina sau un viitor posibil să fie ceva riscuri acestea. Cum chem pe ceva de tranzacționare? Bun, aveți investiții la fizic sau tranzacționați pe CFD? Ok, dar tranzacționați pe CFD, dacă aveți investiții la fizic, îmi pare foarte rău de dumneavoastră. Dar dacă tranzacționați pe CFD, unde este un lucru? La mine în Lacăt a fost situația cu șumării de depozit. Lactul e o oportunitate foarte și foarte bună. De ce nu? Uitați-vă, numai SP500 a scăzut cu peste 120.000 de puncte. Numai SP-ul, nu mai vorbim deja de toată piața de capital, ne mai vorbim de dolar, ne mai vorbim de oricare altă valută. Practic, toate au scăzut. Și da, noi stăm cu pozițiile de cumpărare, dar la noi asta nu este bătut în cuie. Noi putem și tranzacționăm și în tranzacție cealaltă. Ai deschis, ai intrat la market frumos, ai făcut profit pe mișcarea care este. Evident, făcând o analiză prognoză, de ce trebuie istoria? Că noi să facem o analiză, știm unde noi putem să orientăm deja să închidem pozițiile respective, care noi le avem vicevers. Și deja de acolo, iarăși, ne orientăm la pozițiile de cumpărare în direcția noastră. Deja de lapte, eu cred că vă cunoașteți. Posibilitățile de a intra, posibilitățile de a ieși. Lactele nu sunt doar negative, bun, în mare parte a traderilor intră în lacte negative, dar sunt și lacte pozitive. Sau nu le cunoașteți? Cine a intrat în lacte pozitiv?
el de regulă și psihologic este mult mai ușor să ieși din ele. Fiindcă traderii începători de regulă se confruntă cu situația că, uite, am intrat, eu sunt în minus și am intrat în lagă. Deci asta e cel mai popular intrare în lagă. Și nu toți cunosc cum să ieși din lagă. Uitați-vă, dacă aveți întrebări, dacă, mă rog, suntem noi aici, ați intrat într-un lagăr, nu știți cum ieșiți din el, nu vă panicați și încheieți ambele tranzacții în minus. Sunt și așa situația, de undeva de sus ai buy-ul și el se duce în jos și undeva de jos ai deschis sell. Și el stă prețul în mijloc. Nu vă grăbiți, încheieți ambele tranzacții odată. Suntem noi, veniți, cereți ajutor și noi să vă ajutăm. Fiindcă este posibilitatea de a ieși de lact permanent în profit. Lactul este o posibilitate de a minimaliza pierderile pe care putem să le avem. Ca să nu te lagă, respectă risc și mai mult. Simplu. Sau închizi tranzacția când vezi, începi, închizi, pot, adică nu știu, depinde deja de situație. Dar cel mai bine risc și money management. Știu că căderile se asumă pe piață, dar cum tot trebuie să reziste. Ai explicat, adică când m-ar cădea piața, dacă tu respecti volumul, una din tranzacția dacă e minus, asta nu înseamnă că tu ai pierdut banii în ceea. Tranzacția, dacă e minus, asta înseamnă că, nu știu, se face bătă să ducă sus. Adică ideea care e. Tranzacția, dacă e minus, e neînfiat. Deci banii ce reocilează, tu deții activ. Tranzacția, când e închisă în istorie, când e minus, atunci e minus pe piață. Dacă tranzacția e minus, în banii aceștia nu sunt pierduți. Ei pur și simplu sunt în minus, la tine contul rezistă. Deci tu cât deții, tu când deschizi tranzacția, cum ai semnat contract? Deci am semnat contract de cumpărare de boi, am semnat contract de vânzare de euro-dolar, de exemplu. Deci cât e în minus, de asta trebuie să reziști, pentru că panica apare atunci când nu respecti volumul. E una când se duce 1000 de puncte și nu te afectează loc, dar e una când se duce 20 de puncte și tot contul. E doar bine. Asta. Asta e bun. În cazul în care se duce 20 de puncte, e clar la market. Să fie mai interesant, emoții. E evident că asta a fost o glumă. Bun, alte întrebări. Ce va fi vouă interesant ca noi pe viitor să abordăm la aceste masterclass-uri? Voi practic tot cunoașteți, tot știți. Market discussion-uri nu vă trebuie, masterclass-uri nu vă trebuie. Voi sunteți așa în tot și în toate. Iată despre ce ați vrea să cunoașteți încă. Ce vă este interesant? Ok, am înțeles, altceva. Uitați, vreau să vă întrebare. Ce v-a plăcut la masterclass-ul de astăzi? Tot. No, tot asta e când scap de răspuns. Nu e exemplu și să-ți forțezi să ce vin și să povestiți. Ceva anume... De exemplu, cum am putea fi investitori. Exemplu, da, alegem oamenii. Da, de exemplu, practic, oricum, pot să vă arăt statement-ul, dacă de casa nu vă influențează așa mult și nu știu dacă o să vă ajute asta. Aici, principiul este să prezentările bune de pe piață, de punct de vedere și să deschizi tranzacții de cumpărare, adică pe perioada lungă de timp. Eu dacă o să spun, ok, putem să schimbăm acum împreună tranzacții, dar veniți peste 2 ani de zile masterclass și vedeți rezultate. Mi-a plăcut exemplu, cum am putea să revenim, da? Portofoliu. Aha, am înțeles, ok. Altceva? Dați-mi voie acasă. Bun, întrebările nu sunt, nu avem drept să ne terorizăm mai mult. Noi sperăm că totuși de la masterclass-ul ăsta ceva ați înțeles, ceva ați mai bun. Da, noi avem o posibilitate mult mai mare, fiind ca trader, ca să facem profit, pentru că noi avem posibilitatea să luăm pe acea întinsă, să-i spunem, dar noi putem să venim din două unghiuri, da? Dacă volumul și risc, haideți să spunem, dacă volumul de tranzacționare este adoptat conform risc și money management, noi putem să fim și investitori și trader concomitent. Deja ne mai vorbim de posibilitățile pe care noi le avem zilnic. Pentru că piața în fiecare zi ne oferă posibilitate, oportunitate. Și noi nu degeaba obosim, da? Nu, noi nu obosim, evident. Noi permanent spunem că pe timp de criză sunt două tabere. Cei care fac bani și cei care pierd bani. Și deja fiecare de voi decideți ce vreți să faceți mai departe. Vreți să pierdeți sau vreți să faceți profit. Pentru că cea mai profitabilă totuși rămâne a fi criza. Criza și războiul. Care noi, ca trader, putem să facem și acolo, și acolo, și pe creștere, și pe scădere, nu putem să facem orice. Pentru că noi suntem o parte destul de importantă în economie. Bun. Spune-mi o întrebare. Da, sigur. Este scurtul?
Spirit. Da, spirit. Când mergi ca investitor, asta, spiritul, adică tot treci, nu, deci prețul ajunge și mă împrești și iarăși cu bani jos. Ca investitor, adică nu am nicio treabă. Aha. E trebuie care e situația? Să divizi alte acțiuni în 5 ingeri, ci ai vieții număr mai mare. Aha. Nu, pur și simplu, mă dăm zic după care și am văzut să pierd. Da, 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 da. Ia și vepurile, dar știi că sunt prinsă. Ce părere aveți de dolarul american, da? Bun. Nu, dolarul... Hai să vedeți. Deci, dolarul american, acum introduce este foarte tehnic, deci nu se vede întărirea lui într-o perioadă foarte scurtă de timp. De asta ar trebui să vă orientați la tranzacții cu perioadă scurtă. Aveți tranzacții de bani, corect? De unii... de mult. Da, domnul Mihai. E larga sau încă nu? E larga. Mai stați am larga. Nu așteptați. Noi tot așteptăm în perioadă dolarul. Tot așteptăm în perioadă dolarul. Da, un dreiu și încă baiul sus. Așa că nici nu străiesc. Domnul Mihai tot venea la analiza tranzacțiilor, spunea că e cam bai, cam bai. El tot rămâne, dar îmi plăi deja în lacăt și așteptăm. Lacătul este posibilitate. Da, el este de perioadă lungă, de timp, dar totuși posibilitatea de a închide tranzacțiile în profit. Noi așteptăm întărirea dolarului, dar nu spre vedem, pentru noi suntem analiști financiari și liber putem să facem analiză într-o perioadă săptămânală sau lunară de timp. Și acolo, până când nimic nu se prevede. Tot sunt nivele în care v-am îndeles ar putea opri, dar în cazul străbaterii se vede figură de schimb și ar putea să ne meargă foarte bine în seama. Asta este ce ține de dolarul american. Alte întrebări? Criptovalutele? Nu? Bun. Ca tare să-ți închizi tranzacții despre, spunem, de partea opusă, ai putea. Nu trebuie să ai o marjă foarte mare. Stresul trebuie să fie foarte mare. Ca să trezești la o ședere. Deci ca când e din lacăt, deci nu stai cu 30 de puncte în zernul și să închizi lacătul, nu, uite de asta. Deci trebuie să ai un diapazon mare de puncte și o perioadă mai lungă de timp. Asta e situația. Deci tu îți recuperezi banii care stau în minus, da, dar trebuie să dai ceva în schimb. Ce dai în schimb? Timpul. Asta e. Nu poți să deschizi și deodată găpă în bani, ți-ai închis și banii și neapucăm tranzacționat. Nu, gata, asta e situația. Deci ca să-ți recapitezi banii, trebuie să dai ceva în schimb, dai timp. Asta este. Deja? Răbdare. Putem? Răbdare. Răbdare. Trebuie. Neapărat trebuie. Bine. Noi vă dorim să aveți o zi cât mai frumoasă în seară, cât mai frumoasă în continuare. Vă dorim mult succes în continuare în domeniul dat, în domeniul transmisiei. Și deja fiecare ceea ce ați luat bun de la fiecare din masterclass-uri, pentru că noi nu degeaba organizăm. Evident că noi le facem pentru trader ca să luați ceva bun și să profitați de fiecare. Știți cum spune? Noi spunem la toți egal, doar pe cine are mâine să ne audă ce aud, fac și profită de ceea ce noi spunem. Dar cine nu, asta e. La om nu poți să-i dai fiind să. Nu poți să iei. Da, nici nu poți să iei, nici nu poți să iei, nici nu poți să-i dai. Bun, o seară frumoasă în continuare.